La doar câteva ore după prima rundă de discuții ruso-americane de la Geneva pe tema tensiunilor de la granița Ucrainei, Rusia a început exerciții militare cu armament real lângă Ucraina. Serviciul de presă al regiunii militare Sud din cadrul forțelor armate ale Federației Ruse a informat pe data de 12.03.2022 că peste 10.000 de militari în compunerea unor grupuri tactice de nivel batalion exersează metode noi de deducere a acțiunilor de luptă în poligoanele din sudul țării. Despre asta și despre pericolul real care paște Europa în momentul de față vom vorbi în episodul de astăzi. Înainte să începem, nu uita să dai un like acestui videoclip ca să ajungă la cât mai mulți oameni și să fie informați. De asemenea, dacă dorești să fii la curent cu lucruri care nu apar în presa coruptă, apasă butonul de subscribe și clopoțelul, astfel încât să fii printre primii care află când lansăm materiale explozive. Așadar, abia ce vă povesteam ieri, prieten, că Putin a rămas în criză de timp cu privire la invadarea Ucrainei, că iată, deja Rusia a început exerciții militare cu armament real la granița cu Ucraina. Vei găsi pe canalul nostru, pe canalul Adevăruri Secrete, mai multe scenarii reale care se află acum pe masa Rusiei în acest conflict cu Ucraina și la ce am putea să ne așteptăm în viitorul apropiat. Iată ce comunica astăzi agenția TASS. Peste 10.000 de militari, în compunerea unor grupuri tactice de nivel batalion ale marilor unități de infanterie MOTO, precum și în cadrul subunităților trupelor de apărare de coastă ale flotei din Marea Neagră și flotilei din Marea Caspică, au trecut la desfășurarea primelor activități în poligoanele de arme întrunite. Grupurile tactice de nivel batalion vor exersa metode noi de deducere a acțiunilor de luptă, în compunerea sistemelor de cercetare și foc sau de atac. Asta după ce ieri, 11 ianuarie, încă 3.000 de militari ruși au început exerciții de trageri de luptă tot la granița cu Ucraina. Pe timpul activităților vor fi antrenate grupuri tactice mobile de combatere a dronelor, de mascare cu aerosoli, precum și de contraacțiune radioelectronică. Întărirea coeziunii în luptă între plutoanele de infanterie, moto și tancuri, precum și a bateriilor de artilerie, este exersată în peste 20 de poligoane de arme, întrunite în sudul Federației Ruse. Cu o zi înainte, pe data de 11 ianuarie, reprezentanții regiunii militare vest au anunțat faptul că aproximativ 3.000 de militari au început executarea unor exerciții cu trageri de luptă în 4 regiuni din vestul Federației Ruse. Circa 3.000 de militari aparținând unei armate de arme întrunite a regiunii militare vest au trecut la desfășurarea unor activități de pregătire pentru luptă în poligoanele din regiunile Voroneț, Briansk, Smolensk. La acestea sunt implicate aproximativ 300 de unități de tehnică de luptă, între care celebrele tancuri T-72B3 și mașini de luptă ale infanteriei BMP-2, se arată într-un comunicat de presă preluat de agenția Interfax, prieteni. Potrivit informațiilor militarilor ruși, diviziunile de infanterie MOTO din regiunile Belgorod și Smolensk au început anul 2022 cu executarea unor exerciții tactice de specialitate. Fiecare subunitate va efectua o serie de manevre, care se vor finaliza cu desfășurarea unei lupte de antrenament cu trageri reale. Atenție maximă, prieteni, subliniez încă o dată, cu trageri reale. Echipajele mașinilor de luptă ale infanteriei BMP-2 și tancurilor B-72-B3 își vor perfecționa deprinderile în executarea acțiunilor comune și vor lovi ținte ce vor simula forța vie și tehnica de luptă a adversarului. Acestea vor fi amplasate la distanțe de până la 1200 de metri, au concluzionat reprezentanții regiunii militare vest. Și cine oare ar putea să fie adversarul când aceste exerciții se desfășoară la granița cu Ucraina? Și să fie oare o coincidență că Federația Rusă a început să execute exerciții militare cu armament real la o zi după ce dialogul de la Geneva pe tema tensiunilor de la granița cu Ucraina a cam eșuat? Probabil că sunt mulți care ar spune că, în mod normal, aceste activități de pregătire pentru luptă, care le vedem în acest moment în proximitatea frontierelor Ucrainei, ar putea fi considerate acțiuni obișnuite ale trupelor ruse în perioada instrucției de iarnă. E bine, prieteni, ele capătă însă o conotație specială, ținând cont de faptul că au loc în contextul în care, în aceste zile, sunt planificate, prieteni, negocieri între reprezentanții Rusiei, SUA și NATO, în timpul cărora sunt abordate subiecte ce vizează Ucraina și mai ales situația de la frontiera comună cu Rusia. Un alt punct de vedere este, iarăși, atenție maximă, faptul că activitățile se desfășoară în compunerea grupărilor tactice de nivel batalion. E bine, prieteni, în mod normal, în etapa actuală a perioadei de instrucție de iarnă, normal acestea ar trebui să aibă loc la nivel de echipaj,
echipă sau de pluton. Și mai menționez faptul că grupul tactic de nivel batalion reprezintă, dragi prieteni, structura tactică principală pe care trupele ruse ar trebui să o folosească în timpul unei eventuale intervenții militare pe teritoriul Ucrainei. Altă coincidență? Spuneți-mi părerea voastră în secțiunea de mesaje a acestui videoclip. Chiar sunt foarte curios să știu ce gândiți despre aceste manevre ciudate ale Rusiei. Vă reamintesc că Rusia a cerut Alianței Nord-Atlantice să nu ia în calcul primirea fostei republici soviete în NATO, adică a Ucrainei, și să nu continue extinderea spre est. Și bineînțeles că Washingtonul a punctat că aceste solicitări sunt inacceptabile. Iar după această primă rundă de discuții de la Geneva, oficialii Statelor Unite au spus că este prea devreme să-și dea seama dacă rușii sunt gata să negocieze serios. Atât de devreme încât rușii au mai adus 10.000 de militari care au început să exerseze cu muniție reală manevre de invadare a Ucrainei. John Kirby, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, spunea: ce putem spune cu certitudine este că mobilizarea rusească de la granița cu Ucraina nu a scăzut. Rușii își mențin o forță considerabilă în est, în nord și chiar în sud. N-am observat schimbări majore în această privință. Prieteni, Moscova poate utiliza aceste discuții pentru a pretinde că diplomația nu funcționează, pentru ca mai apoi să-și continue acțiunile agresive. Vă las o bucată din videoclipul pe care l-am făcut ieri, în care vorbesc despre faptul că Putin este în criză de timp și iată ce bine se potrivește cu contextul actual. Și vă reamintesc că orice stat pe teritoriul căruia există conflicte înghețate nu poate spera la aderarea NATO. Se spune că Putin simte o misiune istorică de a inversa deplasarea Ucrainei către vest, în ciuda rolului său în crearea unor rupturi prin anexarea Crimeei și alimentarea acestui război din sud-estul Ucrainei. Însă ritmul său foarte rapid actual ridică semne de întrebare. De ce pare să simtă că este momentul să acționeze acum ca și cum ar rămâne fără timp? Se pune o întrebare foarte pertinentă. De ce nu a invadat Putin în primăvara lui 2021 Ucraina? Este foarte posibil ca Putin să se fie oprit din invadarea Ucrainei după ce Biden i-a promis în discuția telefonică pe care au avut-o în data de 13 aprilie 2021 că va permite finalizarea conductei de gaz Nord Stream 2, care la vremea aceea îi permitea Rusiei să exporte gaze în Uniunea Europeană, prin Germania, ocolind Ucraina și Polonia. În acel moment, probabil pentru ruși, miza a fost finalizarea acestei conducte, iar pentru europeni și pentru americani a fost evitarea unui conflict militar sau amânarea lui cât mai mult. Față de 2014, când Ucraina nu era deloc pregătită de o invazie a Rusiei și probabil nici acum nu este, doar că între timp a mai cumpărat câteva rachete antitank americane, adică vreo 500, a mai cumpărat câteva drone turcești și alte tipuri de armament ușor. Iar asta poate deveni o adevărată problemă pentru Putin, pentru că pregătirea Ucrainei de o invazie rusească a evoluat față de 2014 și va evolua în continuare tocmai din cauza acestor amenințări în continuu din partea Rusiei. Și să nu uităm nici de faptul că Biden le-a trimis anul trecut în septembrie, într-un ultim transport, rachete antitank ucrainienilor. Așadar, pentru Rusia, costurile unei eventuale invazii tot cresc și vor continua să crească. Iar cu cât Putin va amenința și mai mult Ucraina, cu atât el le va da și mai multe motive, unor număr foarte mare de țări să sprijine în continuu Ucraina cu armament și din punct de vedere logistic. Iar Vladimir Putin știe foarte bine că nu este departe momentul în care Rusia nu va mai putea să amenințe credibil Ucraina. Iar în această cursă, Rusia, prieteni, a început să rămână fără timp. Și să ținem cont nu numai de faptul că a amenințat în primăvara anului trecut și n-a invadat, dar și faptul că toate aceste acțiuni ale sale fac din invazia Ucrainei în acest moment un lucru din ce în ce mai costisitor. Să nu uităm, prieteni, că astăzi, în momentul în care este făcut acest videoclip, reuniunea NATO-Rusia, care este ultima șansă pentru a se evita escaladarea tensiunilor, este în plină desfășurare la sediul Alianței Nord-Atlantice din Bruxelles. Probabil că vom afla în această seară rezultatele acestor negocieri, doar parțiale, probabil. Și țin să vă reamintesc că, după cum spun specialiștii, această reuniune este una dintre ultimele șanse ale celor două mari blocuri de a evita escaladarea tensiunilor. Și iată că, tot în același timp, la granița ucrainiană se desfășoară, după cum am vorbit, ample exerciții militare cu muniție reală ale trupelor rusești. Cam asta a fost pentru astăzi, dragi prieteni. Nu uitați să dați un like, să lăsați un mesaj să-mi spuneți părerea voastră despre această situație tensionată în care se află Europa în acest moment. De asemenea, abonați-vă total gratuit la canalul Adevăruri Secrete.
apăsând foarte simplu butonul acela roșu de subscribe și clopoțelul, pentru a fi primul care află când lansăm materiale super interesante. Până data viitoare, prieteni, vă doresc o seară extraordinară!